Bine v-am regăsit, dragii mei, pe Aura Scop. Ce v-ar spune o persoană la care vă gândiți în momentul de față, indiferent despre ce situație vorbim, dacă ar putea sau ce își dorește să vă spună, ce v-ar spune, ce v-ar comunica, poate o să aflăm și dacă vrea să facă acest pas către voi, să vă comunice un adevăr, adevărul său. O să folosesc trei pachete de cărți de oracole. De asemenea, o să vă spun încă de pe acum că este o etalare interactivă cu trei obiecțele pe care le-am ales. Poate vă atrage obiectul în sine, culoarea, poate este un impact vizual puternic, astfel încât voi să alegeți din prima, instinctiv. Acum, ideea este ca voi să rezonați cu aceste mesaje, să nu le preluați ad literam, ci doar acele elemente cu care vi se potrivesc aceste elemente. Să țineți cont, bineînțeles, că sunt etalări, nu sunt etalări individuale, sunt etalări generale care se potrivesc sau nu. Și dacă, eu știu, vreți să ascultați și celelalte variante, ați putea să luați câte un element, 2, 3, 4, că practic important este să preluați cât mai multe mesaje și să le construiți în puzzle-ul vieții dumneavoastră, așa cum îmi place mie să spun. Pentru prima etalare am ales ochelarii. Ei sunt mititei așa, drăguței, ochelarii, poate cine știe, purtați ochelari. Poate persoana respectivă poartă ochelari, cine știe, poate vă atrage. Medalionul în formă de, nu știu, cap de roman, cred că este. Medalionul auriu. Și butonii. Butonii, eu am ales unul, dar butonii, poate vă ale, nu știu, buton. Poate că ați oferit cadou persoanei voastre niște butoni, cine știe. Sau este un cadou foarte frumos, mai ales acum în perioada sărbătorilor de iarnă pentru domni, cred că este un clasic, un cadou clasic de nerefuzat. Eu iubesc butonii, mi se par foarte potrivit pentru cămășile acelea impecabile ale bărbaților. Bun, am să folosesc și un pachet de cărți de oracol extrem de fain, mie îmi place foarte mult Soul Truth, Britton Harvey, cred, sau Hovey, dacă vă spune ceva, dacă l-ați mai văzut, dacă l-ați mai întâlnit, oricum prezint aceste cărți pe care, în posesia cărora intru, mai ales pentru cei care cochetează cu această artă a divinației, sper să vă ajute, atunci când pot, nu știu, nu mai am cutiile tuturor, dar atunci când le am, vi le arăt. Bun. Dragii mei dragi, ce v-ar spune această persoană? Adevărul său, asta mă interesează, adevărul său, ceea ce nu v-a spus, ceea ce ține acolo strâns în inima sa. Și avem așa ochelarii, medalionul și butonii. Pentru prima etalare, ochelarii, aveți în descrierea clipului și timpii. Ok. Unde să... cred că o pun aici. Ok, bun. Pentru ochelari. Haideți să vedem ceea ce v-ar transmite persoana aceasta, adevărul său. Ok, sper să mă aud. Este o etalare care se adresează tuturor zodiilor, tuturor vârstelor, atât bărbaților cât și femeilor. Nu uitați că energiile se pot întrepătrunde. Iar duratele de timp sunt pur informative, nu bătute în cuie. V-ar comunica cum aș putea să recapăt încrederea în tine. Aș mai putea să recapăt sau ai mai avea încredere în mine după ce ți-am făcut? Persoana aceasta conștientizează sau a început să conștientizeze răul pricinuit vouă și chiar dacă s-a împotrivit să recunoască, până la urmă voi ați avut dreptate și știe lucrul acesta și și-ar dori cumva sau
Poate nu și-a dorit să capituleze în fața emoțiilor sale, dar uite că a făcut-o. Posibil să fi trecut prin destule transformări în ultima perioadă persoana asta voastră și să aceste transformări să îl determine să conștientizeze că totuși karma, știți cum se spune, karma nu este foarte fericită. Fie roata ea pătrată, tot se mai întoarce odată. S-ar fi putut să-l lovească ceva atât de tare sau să-l lovească încât să își reconfigureze traseul, pentru că trece printr-o perioadă de bilanț și de retrospectivă. Probabil s-au adunat destul de multe și mai ales fiind sfârșit de an, s-ar putea să își dea seama acolo unde a greșit, ce a făcut bine, ce n-a făcut bine. Și atunci cu voi a rămas în coadă de pește, pentru că cu voi nu a rezolvat destul de multe lucruri, mai ales dacă a abandonat, a plecat, a blocat, fără măcar să vă lase dreptul de a aduce un contraargument. Ar dori să vă comunice că, nu știu dacă vă convine acest lucru, că a lăsat în spate sau el ar putea sau ea ar putea să lase în spate tot ceea ce s-a întâmplat între voi. Acum depinde în ce poziție sunteți sau unde vă poziționați de obicei. Și că puteți să aveți de acum încolo în ceea ce, să aveți încredere în ceea ce vă spune sau în ceea ce vă zice. Sau, mă rog, să aveți încredere în această persoană. Exact cum ați avea încredere în voi. Restabilirea încrederii. Asta și-ar dori în mare, mare parte. Și că următoarea relaționare, ca să zic așa, nu este vorba despre o chestiune pe termen lung. Sau următoarea dată când vă întâlniți sau vorbiți sau am spus indiferent de ce situație este, că puteți să cunoașteți persoana asta de ceva vreme, adică într-un timp relativ scurt și să fie întâmplat ceva. Sau relația dumneavoastră și de amiciție sau civilizată va depinde de faptul acesta, de încrederea pe care o aveți unul în celălalt. Știe că aveți nevoie de încredere, iar în momentul în care vă va determina să aveți din nou încredere în ei, asta vă va face de neoprit. Adică, mai pe scurt, dacă vă veți căpăta încrederea unul în celălalt, relația voastră are șanse să se desfășoare pe termen lung, mai pe scurt. Și ar mai dori să vă transmită că a găsit un punct comun de sau va găsi un punct de comun de relaționare în centrul acestui haos pe care știe că el l-a creat, ea a creat, adică nu a fost din cauza voastră. Nu voi ați creat acest haos și această persoană a creat, a plecat, a fugit, dar l-a urmărit haosul. Partea întunecată, the dark side. L-a urmărit oriunde a plecat, s-a urmărit oriunde a plecat, pentru că în momentul în care a făcut un rău și nu a vindecat acolo rana, păi de aia spuneam, roata, fie ea cât pătrată, tot se mai întoarce odată. Și l-a lovit în creștetul capului. Și atunci știe că trebuie să-și rezolve acest haos pe care l-a creat singur-singurel sau singură-singurică. Și încearcă, acest haos este produs în urma faptului că v-a înșelat încrederea. V-a păcălit, v-a înșelat, v-a înșelat fizic, a ales pe altcineva, în fine. Deci destul de dureros. Și știe acest lucru. De asta cred că își dorește foarte tare să restabilească cumva conexiunea, să rezolve acest conflict. Pentru că nu poate să ducă o viață normală știind că a făcut rău, a dat cu piciorul și a plecat. V-ar mai transmite că vrea să lase la o parte și ego. Sunt două mesaje care vorbesc despre capitulare. Deci probabil că a fost încăpățânat destul de multă vreme, poate că nu i-a păsat destul de multă vreme, dar trecând prin această transformare, aceste transformări, nu știu, poate că s-a îmbolnăvit, poate că a avut un accident, poate că ceva s-a întâmplat de a fost la limita dintre viață și moarte sau părăsită la rândul, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, ceva de genul acesta, și își reconsideră poziția și urmează capitularea în fața
acestui ego și ar mai dori să vă spună că de data aceea ar putea să lase la o parte și vulnerabilitatea. S-ar putea să-i fi fost teamă să fie vulnerabil în fața voastră sau vulnerabilă. Și momentul de față, posibil să-și dorească să vă recăpătați încrederea în ei sau în ele, dar asta se va face doar în momentul în care va deveni vulnerabil sau vulnerabil în fața dumneavoastră, ceea ce este puțin peste capacitatea lui sau a ei de a acționa, pentru că este un om cu o încăpățânare extraordinară, cu o vanitate, peste măsură, cu un ego exacerbat. Și atunci, cum să mă duc eu acum să-i dau un mesaj când tot eu, când am greșit? Lecția aceasta a iertării prin care trece este fenomenală, este foarte greu. Îi este foarte greu. Dar o gândește, o simte și ăsta s-ar putea să fie adevărul său. Ce v-ar mai... Ok, s-a întors o carte. Ce v-ar mai transmite această persoană? Că este greu să-și arate vulnerabilitatea pentru că se iubește foarte mult pe el sau pe ea, înaintea tuturor. Și că îi va fi foarte greu și dacă vă veți întâlni și vă veți enerva și vă va crea o tensiune extraordinară și vă va enerva și vă va crește tensiunea când îl vedeți sau când îl vedeți, ar spune că stai, lasă-mă măcar să-ți explic, pentru că și așa mi este greu să vin la tine și să îmi cer iertare. Pentru că eu sunt un tip sau o tipă care este extrem de mândru sau mândră. Și așa mi este greu. Și așa fac un pas extraordinar să vin către tine măcar. Nu mă da afară. Lasă-mă să spun ce am de spus și după aia o să iei tu o hotărâre. Nu mi-închide ușa în nas. Ce va face concret persoana aceasta? Ce își dorește să facă concret sau ce va face concret? Mulțumesc! Vă va trimite așa niște pupici de la depărtare sau încearcă un flirt, încearcă așa ușor, ușor, timid să vă dea de înțeles prin semnale, prin tot soiul de situații, să apară așa în fața dumneavoastră sau și pe rețele de socializare, tara, am venit ca și cum, ca o floricică, dar din cauza faptului că este extrem de vulnerabil și extrem de, deci pe dinăuntru, chiar dacă pare o ființă extrem de puternică și încăpățânată, pe dinăuntru este un mâț, afară este un leu și în casă este un mâț. Glumesc, să nu vă supărați pe mine. Din câte se pare, persoana asta, la cât rău v-a făcut, vă iubește necondiționat. Sau cred că vrea să vă spun acest lucru și și-ar dori și dumneavoastră să-i oferiți la rândul vostru, știu că sună așa abracadabrant, dar și-ar dori în sinea sa să-i oferiți aceeași dragoste necondiționată, oricum voi i-ați oferit-o, adică nimic de zis. Și sunt șanse foarte mari să se reîndrăgostească de voi. Adică dacă îi țineți la distanță și îi perpeliți așa sau le perpeliți așa, s-ar putea să se îndrăgostească din nou. Și atunci, cum spuneam, se întoarce roata în favoarea voastră și este mingea va fi în terenul vostru. Și atunci să nu exagerați cu amioac de cojocul tău dacă îi vreți în viața voastră. Bun, haideți să vedem pentru, unde am pus? Pentru persoanele care au ales medalionul. Ce v-ar spune persoana la care voi vă gândiți în momentul de față, indiferent de situație, ce v-ar comunica? În special mă interesează adevărul său, ceea ce nu v-a spus în momentul în care voi v-ați despărțit, în momentul în care a abandonat, în momentul în care a plecat, în momentul în care n-ați mai fost împreună. Ce v-ar comunica pentru persoanele care au ales a doua variantă medalionul? Lămuriți-mă, mulțumesc. V-ar da două mesaje. Păi, odată...
Am așteptat ca cineva să-mi facă ce ți-am făcut eu ție și asta mi s-a întâmplat. Nu știu pe cine să dau vina în momentul de față. Pe cine? Pe tine, eventual. Nu pe dumneavoastră. Asta posibil să aibă în gând, în minte. Deci ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Cam așa se întâmplă la această a doua etalare. Cred că așa se întâmplă. Este un adevăr de suflet pe care cred că vi l-ar împărtăși. Sau ai avut dreptate în momentul în care mi-ai spus ceea ce îmi faci tu mie, o să ți se întâmple și ție, pentru că roata se întoarce. În momentul în care l-a lovit roata sau a lovit-o roata în frunte, iată că a conștientizat pe deplin ceea ce dumneavoastră ați rostit odinioară sau ați gândit-o sau i-ați zis acolo, nu știu. Ideea este că posibil să fie așteptat destul de mult ca să cucerească o altă persoană și sau ales pe altcineva în defavoarea voastră. Mi s-a părut așa o chestiune extrem de importantă, că cineva l-a ales, poate o diferență de vârstă, și atunci, mai ales dacă este energie masculină, s-a umflat în pene și a zis: ia uite ce am lângă mine sau pe cine am lângă mine. Și atunci experiența, haideți să spunem greșeală, că nu e, mă rog, asta este, greșele sunt până la urmă experiențe. Această experiență i-au arătat, de fapt, că dorința sa, voința sa nu este unicul drum. Adică nu contează doar ceea ce își dorește el sau ceea ce își dorește ea, mai ales dacă mai sunt pe lângă persoane cărora le face rău. Adică nu poți chiar să îți bați joc de un om doar pentru că tu vrei să îți trăiești viața. E adevărat, îți trăiești-o cum vrei atâta vreme cât nu deranjezi pe cel de lângă tine. Cam asta a făcut persoana asta și acum se gândește. Este într-o postură de gândire, regândire, restabilire, luptă cu proprii demoni. Este într-o fază de a nu ști ce să facă. Este la o intersecție de drumuri, la o răscruce. S-ar putea să dorească pe de o parte să vă comunice acest lucru, pe de altă parte să meargă înainte și să îngroape sechelele trecutului supreș. Dar a făcut-o odată și s-a întors. Și atunci, în momentul de față, nu știe ce să facă, să vină să-și recunoască greșelile, să vindece rănile trecutului sau să meargă mai departe, se află în debutul ori unei decizii și cred că își repetă în oglindă, singur sau singură, ia o decizie și, sau hotărăște-te și mergi pe calea asta, pentru că nu este prima oră când poate a vrut să vă comunice, poate a vrut să ia legătura cu voi, poate v-a dat un semnal, dar s-a răzgândit. Practic a fost o tastă de a relua această comunicare, cel puțin. Însă a tot așteptat. A tot așteptat ca celălalt, a treia parte pe care a ales-o în defavoarea voastră, să revină, lasă că poate revine, lasă că poate... Asta mă duce cu gândul la faptul că în destul de multe cazuri voi ați fost o opțiune. Îmi pare rău să vă zic și iertați-mă din toată inima, iertați-mă, dar uneori adevărurile dor, dar asta simt. Eu sunt un simplu mesager și nici nu vreau să vă creez stări care nu sunt adevărate. Să spun ceea ce nu este, să vă mint frumos. Cel puțin în această carte. Mai aștept puțin să se întoarcă X sau X-ul și dacă nu se întoarce până în sărbători, atunci o sun sau îl sun și îmi cer scuze că asta e, am greșit. Deci cam așa este situația, așa cum o văd eu. Este teamă să facă acel salt extraordinar, acel pas. Lui se pare, sau ei se pare așa un pas extraordinar să vină să reia legătura cu voi și să spună adevărul său.
La fel există și această vulnerabilitate, este o vulnerabilitate, este teamă. Să fac, pentru el se pare un wow, o mișcare extraordinar de importantă să-și calce pe bărbăție sau pe feminitate, depinde de ce energie vorbesc. Își repetă sau universul încearcă să-i explice, nu te mai gândi atât, doar fă ceva, acționează, fă un pas important. Nu contează că ți-o iei, că nu ți-o iei, îmi cer scuze pentru limbajul urban, dar asta este, ți-o iei, nu ți-o iei, nu contează. Fă chestia asta. Pentru că vei descoperi, sau poate că vei descoperi, un lucru care într-adevăr contează. S-ar putea să-ți dai seama că de fapt pentru persoana asta tu ai contat, pentru cealaltă nici n-ai contat. Și vei ști ce să apreciezi, că asta e ideea, vei ști ce să apreciezi. Nu vrea să, nici pe voi nu vrea să vă piardă, știți? Dar este așa, cu fundulețul în două luntre. Nu vrea să vă piardă. Nu știe pe cine să dea vina. Vrea să dea un găsească un țap ispășitor. Și cred că în toată perioada asta, cât n-ați vorbit, a încercat să dea vina pe voi. De ceea ce i s-a întâmplat, bineînțeles. Nu aș mai vrea să dau vina pe nimeni, ar spune persoana asta, sau se gândește, că gândește grav în ultima parte a lunii noiembrie, gândește extraordinar, dar nu face nimic. Se gândește să facă și când să facă, când să dea mesajul, stai, se sucește așa la 180 de grade. O persoană care nu dă vina pe nimeni și-a terminat lecția, și-a învățat lecția. Atâta vreme cât o să dea vina pe oricine, poate că dă vina pe familie, poate că dă vina pe prieteni, dar numai pe el nu. În momentul în care va învăța chestia asta, o simte, plutește în aer. Și plutește în aer și adevărul pe care l-a spus dumneavoastră. O să se întâmple exact ceea ce mi-ai făcut tu mie. De asta este teamă. Este teamă de a lua această responsabilitate. Este teamă să spună, ok, sunt responsabilă pentru ceea ce eu ți-am făcut. Dar nu mai vreau să dau vina pe nimeni. Am dat vina pe tine, am dat vina pe X, acum este vremea să mă eliberez de toată această vină. Simte că este vinovat, dar nu recunoaște. Fuge mâncând pământul. Este în poziția de a lua această hotărâre, chiar dacă nu se simte pregătit. Și cred că va face chestia asta chiar dacă nu se simte pregătit sau pregătită, bineînțeles. Își va asculta inima, își dorește ca vocea interioară să îl ghideze sau să o ghideze către a acționa, în a spune ok, ai avut dreptate. Chiar dacă nu se simte pregătit sau pregătită, e posibil să aveți această surpriză, chiar dacă vă tensionează foarte tare, să revină sub o formă sau alta în viața dumneavoastră. Revin. Ok, iuț. Responsabilitatea, probabil că își va face curaj să vină să spună. Probabil, nu știu. S-ar fi putut să vă fi durut, să vă fi făcut ceva destul de răuț așa, să nu mai puteți să iertați. Dar roata cât e ea pătrată, tot se mai întoarce odată. Ce v-ar mai comunica persoana voastră? Dacă se poate, să nu spuneți la nimeni că v-a sunat sau că v-a dat mesaj. Vedeți? Este o ființă care se ascunde, nu este încă deschisă, nu este încă pregătită, nu și-a învățat încă lecțiile. Încă, vedeți, poate că dă vina pe altcineva, depinde de situația particulară, poate o divorță, o căsătorie, o relație eșuată din toate punctele de vedere, știți? Și dă vina pe alții, păi s-a băgat mama ta, s-a băgat tata, s-a băgat pe ai tăi, s-a băgat prietenii, s-a băgat Facebook-ul
Știți? Că s-ar putea să dea vina, păi ți-ai făcut profil de pe rețele de socializare, înseamnă că vrei altă relație cu altcineva, știți? Deci pe oricine dă, numai pe... Și atunci s-ar putea să spună, știi, încearcă să nu vorbești cu nimeni dacă eu vin și umil și îmi cer scuze, să nu spui la nimeni că eu m-am umilit în fața ta. Wow! Ia! Ce scrie? Umilință. Știu că nu se vede, dar cred că vedeți aici. Nu se vede corect în oglindă. Umilință. Ceea ce spuneam înainte. E teamă de această umilință. Să nu spui la nimeni că mi-am cerut iertare. Pentru cei care aleg butonii, ia să vedem dacă... Să vedem dacă butonii care mie îmi plac extraordinar vă aduc vești bune. Ce v-ar comunica această persoană dacă ar putea adevărul cel mai subtil al acestei persoane? Îmi tot alunecă microfonul ăsta și n-aș vrea să rămân cu vorbele în aer. Bun, deci spuneam că pentru a treia etalare butonii, persoana aceasta v-ar transmite că în momentul de față se concentrează, se focusează pe ceea ce este foarte important în acest moment pentru el sau pentru ea. În primul rând, în momentul de față, sunt persoane care au ales a treia etalare care nu sunt împreună. Posibil să se adreseze această citire celor care s-au despărțit de curând, poate, adică mai mult de curând, e vorba de câteva luni, să zicem așa, poate până într-un an. Încearcă să se descifreze, are nevoie de o pauză, poate că v-a și spus am nevoie de o pauză, temporar, dar știți cum se spune, pauza temporară e cea totală. Hai să mai cunoaștem și alte persoane, să ne vedem dacă, să vedem dacă rămânem împreună, înseamnă că suntem destinați să fim împreună, dacă nu, nu. Încearcă să descifreze ce își dorește, dacă vă dorește pe voi sau nu. Adevărul său este doar al său. Ceea ce își dorește va face. Am nevoie de spațiu, am nevoie de timp, am nevoie să nu răspund la mesaje, am nevoie să fiu lăsat în pace. Nu decide tu pentru noi. Nu decide tu sau nu mai decide tu. Nu mai ai încercat să mă modifici, ai încercat să schimbi, ai fost overprotective, ai fost extraordinar de posesivă, posesiv. Diferențe între noi. Unul spontan, mi-ar face plăcere, mi-ar făcea plăcere să fiu să fii spontană ca și mine. Ai refuzat noutatea, poate că tu ești foarte conservatoare, eu sunt spontan. Aș vrut altceva de la relația asta. Nu este nimic cum a fost la început. Nu este nimic din ce am crezut că este la început. Mi-ai zis că, nu știu, dau un exemplu, te dai cu parapanta și nu te-ai dat. Că așa ai făcut în tinerețe, dar acum niciodată nu mi-ai dovedit că ești pe aceeași lungime de undă cu mine. Despre asta este vorba. Posibil să fie o persoană care se focusează foarte tare pe a crește din punctul său de vedere. Eu vreau să cresc, vreau să avansez, vreau să mă duc spre culmi. S-ar putea să fie și o diferență de vârstă aici. Unul s-ar putea să-și dorească ceva, celălalt altceva. Dacă ea este o energie matură, atunci el cu siguranță nu vrea să tragă pe nimeni după el sau, da, după el, că e bărbat. Pune piedici în ideea în care le poate și inventa.
Eu vreau una, tu vrei alta. Tu vrei să stai la televizor, la telenovele, eu vreau să mănânc semințe la fotbal. Nu știu, am dat un exemplu nefericit. Este o persoană care v-ar întreba pe voi, tu mă vrei pe mine? Adică așa cum mă vezi, că îți fac rău, că am plecat, că am abandonat, că de ce mă vrei? De ce continui să mă vrei? Se gândește foarte tare la el sau la ea, persoanele astea la care voi vă gândiți. Se gândesc foarte mult la ei, sunt focusați pe ei, pe ce își doresc ei de la viață, mai mult decât ceea ce ați vrea voi. Nu știu dacă interesează foarte tare chestia asta, că voi vă doriți ceva, în mod special. Valorile sale sunt altele față de valorile voastre. Nu are ce să cucerească, v-ar spune. Nu mai am ce să cuceresc, te-am cucerit. Nu mai am ce să cuceresc. Mie îmi place să cuceresc, redute, să urc, să fac. Nu știu, poate îi place muntele, poate, eu știu, vrea să acceadă către cosmos. Nu știu. Egal ce. Vrei să rămâi cu o persoană, ar spune el sau ea, care nu te valorizează? Sau ai tu nevoie de anumite ajustări? V-ar comunica, uite, butonii mei mi-au dat vești de m-au julit. Dar, mă rog, din orice adevăr dureros este o binecuvântare. Măcar știți pe ce, de partea cărei baricade jucați sau sunteți. Prioritizează-te. Pune-te pe primul loc. Femeie, bărbatule, tu, el, ea. Este așa, ca un soi de învățător. Cine e, domne, acest învățător? Glumesc, evident, mai destind atmosfera, că mi-e și frică să mai extrag celelalte cărți. Dar asta vă spuneam, nu neapărat că dă vina pe voi, dar este mai mult, deci adevărul său vine către a vă comunica vouă, să aveți voi mai grijă, mai multă grijă de voi. Nu sunt o persoană care ți se potrivește. Haideți să vedem ce mesaj v-ar mai comunica. Iar îmi chiorem ațele, așa că să nu vă speriați de concertul lor. Știu că nu e bine, dar nu apuc să mă apuc să mănânc numai pe la 2-3 după amiaza. Stai liniștită, că sunt sigur sau sunt sigură, v-ar mai spune că ceea ce îți dorești să vină pentru tine ca persoană va fi. Altcineva mai bun va fi decât mine, eu nu sunt pentru tine. Nu lăsa ca detaliile astea sau partea, experiența pe care am avut-o noi să îți distrugă următoarea ta experiență. Uită-mă și încearcă să primești cu brațele deschise persoane care te valorizează cu adevărat. Eu nu sunt acea persoană. Avem valori diferite. Dar stai liniștit că ceva bine o să ți se întâmple și ție. Vreau să rămânem doar prieteni. Dragii mei, dragile mele, chiar dacă butonii posibil să nu fie exact ceea ce v-ați fi dorit voi, eu cred că chiar ceva bine o să vi se întâmple în momentul în care renunțați la orice nu vă mai priește ceea ce este inutil, toxic și de netolerat în viața dumneavoastră. Într-adevăr, agățarea aceasta de trecut s-ar putea să nu vă facă bine.
Dar eu mă rog în fiecare zi pentru binele nostru, mă gândesc totdeauna la voi, vă trimit pupicuri și îmbrățișări de aici, de la măsuța asta. Închei nu înainte de a vă ura să aveți un weekend absolut minunat, fantastic. Eu am să vizitez niște locuri drăguțe, o să fac niște shorturi, dacă vreți să le urmăriți. Așa că vă doresc să aveți liniște, armonie sufletească și multă, multă sănătate. Și vă iubesc! Mult! Foarte mult! Pa, pa!